La nivelul județului Iași, după o evaluare în teren la fiecare unitate medicală, numărul maxim care poate fi disponibilizat în acest moment este de 631 de persoane. Din păcate, deși am comunicat această evaluare și acest număr, în continuare se solicită disponibilizarea 1280 de persoane. În aceste condiții, deci nu pot să împac și capra și varza, deci să fiu și cu slănina în pot și cu buzele unse, e ca să nu impieteze asupra actului medical. Deci rețeaua sanitară din județul Iași va funcționa subnormal și calitatea actului medical va fi afectată prin aceste disponibilizări. Pot fi făcute aceste disponibilizări, dar în două etape, într-un interval mai lung, după ce se va reuși concesionarea anumitor servicii, cum ar fi paza, curățenia, hrana, spălătoria și așa mai departe. Dar pentru aceasta este necesar un interval de timp de 3-4 luni de zile. Deci în prima etapă, peste 631 de persoane, este practic imposibil a se asigura calitatea actului medical. Unor prestații de servicii. Bun, a fost. Dar de ce n-am hotărârea asta de guvern? O cer de când am primit? Deci v-am trimis-o. Nu, am spus că este aprobată pe 14 mai. Pe 15 mai trebuia să o am pe masă. Făceam până acum, negociam. Am cifra care pot să o... Deci care am dreptul să o... Absolvenție. Deci... O să o pui și jos până... Deci absolvenții. Bun, deci toată lumea practic acuză Ministerul Sănătății și spune că... ...ți vor fi disponibilizări. Da. Am dat trei telefoane și am întrebat. Doar de aia, cu alte zone, va trebui să disponibilizăm. Am spus, nu vreau să crească, înseamnă că la altele. Dacă îmi spune, deci eu întreb... Mă pregăteam să o luam din aprilie și începeam să evaluez fiecare și discutam, fiecare director pregătește-ți lista, gândește. Vino, Ioane. Ce face Asociația Medicilor Privați sau cum se cheamă, cu liberă? Astăzi a fost o zi de o aglomerată de să ferească. Multe sunt. De aceste disponibilizări în calitate de medic și în calitate de director al unei dintre cele mai mari spitale din Moldova. Ca director al Spitalului Universitar Sfântul Spiridon, eu trebuie să aplic în practică politica Ministerului Sănătății. Deci nu trebuie să o comentez. Ca medic practician, cu vechime de peste 25 de ani, pot să spun că această disponibilizare făcută în pripă nu înseamnă reformă și în mod cert va afecta calitatea asigurărilor pentru sănătate.
Ce acțiune au avut medicii, personalul sanitar din subordinea dumneavoastră ca acțiune de protest față de aceste disponibilizări? Deci de când am primit această dispoziție, zilnic facem zeci de liste cu diverse, deci eu trebuie să disponibilizez 300 de persoane. Am liste cu 300, cu 250, cu 275, cu 200, deci în fiecare zi facem analize peste analize să vedem cum ne putem încadra în această cifră. Deci este foarte greu. Consiliul de administrație a spitalului, deci a luat atitudine făcând diverse proteste pe plan local la reprezentanții noștri, deci la Direcția Sanitară, la Ministerul Sănătății, la toți senatorii, pentru a ne ajuta să depășim această perioadă foarte dificilă. S-o dat ticketul înapoi, că nu după ce au spăcat. Azi avem rezultatele. Încă o dată. Da, ea este cu iper intermitent. Vreau să știm dacă într-adevăr e de făcut ceva. Asta o lăsăm, deci. O lăsăm, da. Bine, da? După ce este o stenomă, o stenomă, deci tot ce este ea, s-a pus înapoi tubul? Nu s-a pus, s-a pus în altul. Disponibilizările astea din rețeaua sanitară reprezintă o porcărie pentru toată lumea. Nu este posibil ca să ne putem face treaba cu personalul care l-am pierdut deja la un număr de 40 la o activitate cu un indice de spitalizare de peste 360%. Deci este o muncă, bolnavii sunt aici, noi suntem zi și noapte. Dacă ne mai luați din ceea ce avem și așa avem puțin, înseamnă că trebuie să închidem clinica. Și nu suferim noi, ci suferă bolnavește de aici. Vedeți că așa cum arată salonul este faptul că infermierile și surorile se ocupă în mod deosebit de toată treaba asta. Eu sunt un om care îi țin din scurt ca să fie curat, oamenii să fie îngrijiți, nu pentru faptul că televiziunea română ne critică toată ziua, ci ca să, pentru că asta este menirea noastră, să putem îngriji un bolnav în condiții acceptabile. Avem condiții materiale destul de sărace pentru chirurgia mare care o facem aici. Și dacă nu mai avem nici cu cine lucra, păi atunci ce am făcut? Înseamnă că se duce totul dracului. E bun? Gracias.